be a traffic survivor. Rock driver. Rock FM. Dacă bine le mai zice domnul nostru Bon Jovi, It's My Life, 16:30, uite că ne ținem de cuvânt și suntem chiar punctuali, pentru că am tot anunțat că astăzi avem muzafiri. Doamna Lavinia Sătanu, violonista formației Phoenix. Am crezut că vii singurică, n-am știut că vii și cu domnul acesta prezentabil și foarte, foarte zâmbăresc, domnul Cătălin Oprițoiu, fondator și manager Orchestra Simfonică București. Bine ați venit, dragii moșului! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Bun, bine v-am găsit! Eu sper că n-am epuizat... Nu, puneți casca așa că o să faci microfonie, crede-mă. Am pus-o, da. Așa, eu cred că n-am epuizat toate subiectele legate de Vivaldi Rocks înainte de a ridica aceste căi, pentru că trebuie să împărtășim treaba asta cu toți ascultătorii de Rock FM, nu? Clar. E greu să epuizezi toate subiectele pentru că e un concept extrem de complex. Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Știm doar că Orchestra Simfonică București vine la bătaie cu 50 de instrumentiști, printre care și capul răutăților, zgâtia asta de fată pe care știm de atâta amar de vreme ca fiind violonista formației Phoenix, mamă de copii, femeie, de bărbat. Vine care, cu bărbatul din dotare, să știi, va fi și Vladi prezent și la, Vladi, da? La acest concert. Da, super. Da. Păi pentru autenticitatea proiectului, întotdeauna trebuie să luăm pe cineva cu valoare. Și ne-am gândit să-i dăm un pic de aripi doamnei Săteanu, pentru că e lumina formației Phoenix. Așa zice și da, și fundamentul Vladimir Săteanu, chitaristul bas, așa că n-aveau cum să lipsească din proiect Orchestrei Simfonice București. Bun, eu am grăbit să spun că este ediția a doua, dar nu e, e altă mâncare de pește. Da, e un fel de remix, așa, e o îmbunătățire. Hai zi-ne tu, Cătălin, despre ce e vorba. Ideea inițială a fost clasic versus rock, am avut anotimpurile Vivaldi făcute. Am văzut că practic oamenii împărtășesc bucuria rock-ului mult mai mult. Nu vreau să blamez clasicul, ferească Dumnezeu că formarea noastră este de clasic, inclusiv a doamnei Săteanu și a domnului Săteanu. Dar îi știm de rocker, da. Îi știm. Așa îi știm. Toți patinăm în viață. Dar în schimb am văzut bucuria oamenilor în momentul în care venea momentul rock. Aha. Veneau aceste anotimpuri reinterpretate, veneau ritmurile de la tobă, de la chitara bas, de la chitara acustică, de la clapă. Și am văzut că practic toată societatea se îndreaptă într-o altă direcție. Dacă am rămâne la 1600-1700 și am ascultat doar acele compoziții și cele pe care Vivaldi le-a scris atunci, am fi un pic diferiți. Dar oamenii își doresc să asculte Rock FM, oamenii își doresc să asculte distorsuri și oamenii își doresc să asculte alt tip de muzică. Ceea ce nu e rău într-o țară în care știm că majoritatea oamenilor ascultă alte lucruri și... frumoase în felul lor. Nu, chiar e o alegere înțeleaptă să asculte genul ăsta de muzică, pentru că noi venim cumva în întâmpinarea oamenilor cu un mesaj extrem de plin, pozitiv, în care în sală au posibilitatea să se manifeste cum își doresc, la fel ca un concert rock, să danseze pe scaune, să fluiere, să țipe, să strige. Asta ar fi mișto de văzut la Vivaldi. Yeah! Exact, vrem să spargem tipare. Foarte frumos, foarte frumos. Și ne spargem în figuri pe scena asta, ca să fie clar. Spargem tiparele, pentru că dacă o avem pe Lavinia pe scenă, succesul e asigurat. Desigur. Da. Păi eu știu cum face la concertele Phoenix de să învârte. Eu am vrut să te întreb de multă vreme. Cum faci, femeie, de te învârți în halul ăla și nu amețești? Dacă nu sunt atent de ce crezi tu că eu nu amețesc? Nu, așa pare cel puțin. Așa de ce n-am crede că eu amețită tot timpul? Aia, adică nu strici tu o notiță acolo, un arcuș, o viorică, ceva, nimic. Tu ești acolo pe ele. Felicitări din toată inima. Eu cred că nu multă lume poate să facă treaba Mulțumesc asta. Mulțumesc din suflet. Dar faci seara antrenament în baie, nu în casă? Fac, nu. Mă aleargă copiii prin casă copiii. În timp ce studiez și de asta. Am înțeles. Curge talentul prin ea, ferească Dumnezeu. Da, slavă Domnului. De unde începe, unde se termină proiectul ăsta? Trebuie să-i anunțăm pe toți ascultătorii noștri și ai tăi în și mod când? Special că este un turneu pe care îl pregătim de fapt. Primul concert va fi pe 20 aprilie la Sala Radio în București. Al doilea va fi la Constanța pe 27 mai, după care facem... Puteți să spuneți și locurile, să știți. Da, la Sala Jean Constantin, la cinematograful pe care ei l-au reamenajat și este cred că e cea mai frumoasă sală din Constanța. E frumoasă, dar nu e micuță? Are 700 de locuri, cea mai generoasă. Poate Casa de Cultură să fie un pic mai mare, dar este mai frumoasă. Cred că se pretează mai bine. Noi am mai făcut acolo acest concert clasic versus rock și a fost extrem de bine întâmpinat, pentru că cu două luni înainte vânduserăm toate biletele. O mulțime de evenimente sub egida Music for Autism și Lavinia știe s-au întâmplat. Absolut, acolo cu da. Phoenix, Cargo, Iris și așa mai departe. Da, e foarte cochețică, frumoasă sala. Asta spun, da. Deci
sala ne permite cumva și ne invită să mergem cu produse acolo. Deci slavă Domnului să mai faceți sau să mai puneți de un show la Constanța, că l-ați umplut repede. Da, după care pe 28, 29, 30 iunie și 1 iulie mergem la Arad, Timișoara, Oradea și Cluj. Aha. Cu produsul și bineînțeles că pregătim cumva și încercăm acum să ajungem și la Iași, pentru că sunt foarte mulți oameni care ne scriu pe rețelele de socializare, de ce nu și la Iași? Păi asta se întâmplă de fiecare dată, acum că v-au auzit la Rock FM, vrem și noi și la Deva, vrem și la Pașcan. Cum reușiți să vă împărțiți cu proiectul ăsta și cu îndatoririle pe care le aveți cu Orchestra Sinfonică București? Adică aveți și voi serviciu, totuși, nu? Da, ar fi bine să știe toți ascultătorii că Orchestra Sinfonică București este o entitate privată, de fapt. Așa. Și prin prezența lor în sala de concert și de spectacol, prin biletele pe care ei le cumpără, de fapt ajută să supraviețuiască această entitate. Noi suntem de 18 ani, facem la anul în piață. Mulțumesc. Am fost tot timpul cu produse atipice în general. Am cântat cu Tarja Turunen, este solista de la Nightwish, am făcut rock simfonic, am cântat cu mai mulți soliști, cu cel de la Deep Purple și așa mai departe. Suntem practic prietenii rock-ului. Nu e Mike Terana tot la voi a fost. Uite, astăzi, exact. Astăzi mi-amintea Facebook-ul, acum nu știu câți ani, cred că tot la voi au venit în vizită. Tarja Turunen și Mike Terana au fost în studioul Rock FM și avem poze. Toată echipa, eram foarte mândri de noi. Da, noi suntem cei care am acompaniat. Beatles, Symphonic, tot noi am făcut. Adică avem deschidere către mai multe genuri muzicale și suntem foarte flexibili în tot ceea ce facem. Uite, practic, mie îmi place să dau din casă de fiecare de dată. Acum am vrut, și... acum am vrut să o lăsăm și pe asta, nu să vorbesc. E nevorbit că ți se pare ce ferească. Nu mai tace dacă începe să vorbească. Să n-ajut să intri în gura ei când s-a terminat. Foarte drăguț, el este șeful meu, ca să știi cam cum ne poziționăm. Nu face nimic, să trăiți. Da, vreau să dau din casă și să spun că în afară de partea asta de Vivaldi, reorchestrată foarte mișto, de Eduard Dabrowski, venim în partea a doua cu rock simfonic și venim cu Led Zeppelin, cu Queen, cu Metallica, cântate de orchestră și de soliști din orchestră. O să fie un pic foarte modest, dacă două secunde, de soliști din orchestră, soliști vocali sau instrumentiști? Dar nu băgați și o voce acolo, a? Poate că o să băgăm, nu vreau să dau chiar tot așa. Surprize, dar dau eu din casă că vom cânta inclusiv Phoenix. Deci ea e modestă în momentul de față, nu știu ce-i cu ea, cred că e un pic bolnavă, are limba albastră, care tocmai a luat ceva pentru gât, dar... Eu am vrut să te întrezi, o fi de la ochelarii mei. E de la ochelari. Okay. Vom avea inclusiv, e păcat să n-avem Phoenix în acest timp, pentru că ei sunt un reper al muzicii, ei au scris istorie și atunci cred că e cazul să-i avem și pe ei. Dacă ei doi, Lavinia și Vladi, sunt la noi în componența orchestrei, atunci trebuie să vină cu ceea ce știu ei cel mai bine să facă și vom avea inclusiv Phoenix. Mamă, ce mișto ar fi ca imaginile să le vadă și Nicu la cu un siguranță dat. Că vor ajunge și la Nicu. Ne mai spui și nouă noutăți ceva sau sunt cele pe care le-a emis pentru un comunicat formația? Sunt exact acelea pe care le-a emis. Evită să-ți răspundă ție, o să se da. Nu, vorbim după. Da, mâine vin băieții tăi aici. Exact, exact. Adică Cristi Gram și cu Costin. Și cu Costin vor fi aici. Bun, dragii mei, vă mulțumesc tare că astea, dacă mai aveți ceva de completat, am să vă rog, s-au pus biletele, bănuiesc, deja în vânzare. Da, biletele sunt la vânzare pe vivaldirocks.ro și pe Ia Bilet inclusiv pentru cei care ascultă și nu se descurcă. Uh-huh. Există și un cod de reducere de 20% OSB de la Orchestra Sinfonică București 20 pentru cei care își doresc să vină și pe de altă parte au nevoie de un pic de sprijin din partea noastră. Noi venim în întâmpinarea tuturor cu bucurii, că mă gândesc că acest cod de reducere va fi o bucurie pentru toată lumea. Oh, da. Da, și să nu uităm 20 aprilie la Sala Radio din București, 27 mai Constanța, 28, 29, 30 mergem la Arad, Timișoara și Oradea și 1 iulie la Cluj. Evident, lista rămâne deschisă și dacă oamenii își arată, nu știu, curiozitatea sau dorința de a vă avea în orașele lor, vă pot scrie undeva. Bineînțeles. Aveți o pagină de Facebook, Instagram. Avem Orchestra Sinfonică București, ne găsesc și pe Insta și pe Facebook. N-aș vrea să uităm să povestim și să spunem că nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat fără partenerii noștri, cei de la TBF. Așa. Andreea și Răzvan sunt doi oameni minunați. Așa. Da. Dar niște oameni care s-au gândit ei că ce ar fi să sprijine cultura. Să trăiască. Da, să dea Dumnezeu să le dea viață lungă și exact, pentru că
Acum noi suntem niște cerșetori prin definiție artistică, nu suntem cei mai bine poziționați. Trebui. Din punctul meu de vedere ar trebui să se înghesuie sponsorii la un astfel de eveniment. E adevărat, dar trebuie să spunem că noi nu avem niciun fel de sponsor sau niciun fel de susținere financiară, chiar dacă Orchestra Simfonică București este o asociație cu utilitate publică, avem cumva o recunoaștere guvernamentală, am fost ambasador cultural ai României, că avem două turnee făcute în America de Sud, Brazilia, Argentina, Peru, Chile, Uruguay, unde n-a ajuns niciun fel de entitate de gen românească. Am fost în Vietnam, am fost în China, am fost peste tot în lume, dar am ales, de fapt, să mergem în România, sprijiniți de cei de la TBF, pentru că ei au avut această idee, ei au venit cu noua campanie de marketing, pentru că e diferită față de tot ce făceam noi cei din muzica clasică și care a fost extrem de bine întâmpinată. Da, dragilor, mulțumesc mult de tot, Cătălin Oprițoiu, fondator și manager Orchestra Simfonică București, Lavinia Săteanu, violonistă, fenix și solistă, parte a Orchestrei Simfonice București. Ascultăm Iarna pe final de întâlnire. Dumneata, ești capul răutăților la faza asta. Când a fost făcută înregistrarea? Eu nu știu care dintre ele, dar una dintre ele e făcută. Am avut două concerte la TNB, am mai avut un concert la Constanța. Asta la Călăraș. Sună ca și când ar fi de la Constanța. Îmi dau eu seama după aplauzele publicului. Succes, să ne trimiteți poze și filmări. Mulțumim, da? Cu siguranță. Mulțumim încă o dată pentru invitație. Oricând, pa, pa! Rock Driver. Keep your motor running. Rock FM.